Ok, trebuie să spunem încă de la început că orice baterie reîncărcabilă este un consumabil. Din momentul în care îți pornești telefonul mobil, ea începe să se degradeze și chiar n-ai ce să faci în legătură cu asta. Fiecare producător de smartphone-uri îți garantează un anumit ritm de degradare, dacă ar fi să-i spunem așa, iar din clipul de astăzi vei afla cum poți verifica acest ritm dacă ai un iPhone, dar și care este sănătatea reală a bateriei telefonului tău. Pentru că ceea ce vezi în meniul ăla de sănătatea bateriei nu e real, și o să vezi imediat de ce. Pentru început e bine să știi că Apple promite că bateria telefonului tău își va păstra până la 80% din capacitate după 500 de cicluri de încărcare. Dar ce e un ciclu de încărcare? Bună întrebare! Un ciclu de încărcare se contorizează atunci când bateria ta se încarcă cu un procent de 100%. Practic, dacă plecați de acasă cu telefonul încărcat la 100% și când ajung înapoi acasă are 40%, s-a consumat, bineînțeles, 60% din baterie, nu? E bine, dacă îl pun la încărcat și ajunge iar la 100%, nu s-a produs un ciclu complet de încărcare, ci doar 60% din el. Dacă mâine îl pun iar la încărcat și încarc 40%, atunci se consideră că a trecut printr-un ciclu complet de încărcare. Bun, iar procentul de sănătate al bateriei e calculat foarte simplu, prin raportul dintre capacitatea bateriei din momentul actual versus capacitatea ei în momentul în care ai cumpărat telefonul. Practic, dacă telefonul tău avea o capacitate de 3200 de mAh, iar acum are doar 2900, e un calcul simplu matematic, 2900 pe 3200 ori 100 și rezultă o sănătate a bateriei de 90%. Cum ziceam, Apple îți promite că poți face vreo 500 de cicluri de încărcare până când bateria ta va avea o capacitate de cel puțin 80% din cât avea ea când era nouă. Practic, la fiecare 25 de cicluri de încărcare, capacitatea bateriei tale e normal să scadă cu 1%. Știind asta, parcă nu mai e atât de tragică după 6 luni după ce ți-ai luat telefonul, vezi că sănătatea bateriei e la 97%, nu? Că sigur ai trecut prin mai mult de 75 de cicluri în timpul ăsta. Bun, dar știi că poți vedea câte cicluri de încărcare ai până acum și care e capacitatea din momentul ăsta a bateriei tale? Hai să vezi cum afli treaba asta. Bun, și ce ai de făcut este să îți iei iPhone-ul, să intri în configurări și să mergi la intimitate și securitate. Merge aici și jos de tot ai partea asta de analiză și îmbunătățiri. Deci intrăm aici și intrăm la date analiză. Ok, și aici o să vezi niște fișiere din astea din care în principiu nu înțelegi mare lucru, dar când le deschizi, tot nu înțelegi mare lucru, doar că partea faină e că aici sunt ascunse informații despre bateria telefonului tău. Practic, fișierele astea ajută pe cei de la Apple să-și dea seama dacă telefonul tău funcționează în parametri normali sau nu și printre toate nebuniile astea au inclus aici informații despre cum era bateria când ți-ai cumpărat telefonul, câte cicluri de încărcare are și cum e bateria acum după toate ciclurile astea. Ce mai trebuie să mai știi e că dacă nu-ți apare niciun Analytics pe aici, trebuie să mergi înapoi și să activezi opțiunea asta de partajare, analiză iPhone și Watch și să stai o zi, două, așa să treacă prin toate chestiile astea, adică să citească informații despre telefon și apoi o să-ți apară și acest Analytics. Bun, dar e foarte greu ca prin tot textul ăsta să găsești numărul de cicluri de încărcare și capacitatea bateriei, așa că avem o scurtătură pentru asta. Și am pus în descrierea clipului link spre scurtătură, trebuie să accesezi acel link de pe iPhone ca să ți se instaleze mai ușor, să fie totul simplu și după ce ți-ai instalat scurtătura aia, intri din nou în acest fișier de Analytics, în oricare dintre ele, că sunt pe zile după cum vezi, deci intri într-un din ăsta, apeși pe butonul de share din dreapta sus și o să vezi aici jos de tot Battery Stats. Și dacă dai click pe ăsta, citește automat tot ce se află în fișier și extrage din el exact ce ne interesează pe noi. Capacitatea maximă a bateriei, cât se poate încărca în momentul ăsta, ca să știm cât s-a degradat, câte cicluri de încărcare avem și, bineînțeles, acel raport despre care am povestit până acum, care spune care e capacitatea reală a bateriei tale. Bun, iar de aici rezultă că telefonul meu are o sănătate a bateriei de 96%, da? Nu. De fapt, nu e așa, că dacă intru la sănătatea bateriei, capacitatea e de 100%. Dar cum e posibil așa ceva, poate te întrebi? Ei bine, e foarte simplu. Așa cum vedem aici, capacitatea maximă a bateriei mele a fost de 3344 de mAh atunci când era ea nouă, iar acum e de 3216 mAh. Știi cât spune Apple că ar fi capacitatea bateriei într-un iPhone 14 Pro pe care îl cumperi de nou? 3200 de mAh. Și treaba asta contează când o pui în raport cu ce scrie aici. Practic, după 8 sau 9 luni de zile de când am eu telefonul ăsta, mai am 3216 mAh, iar Apple promite că telefonul ar fi trebuit să aibă 3200 din start. Nu-i interesant?
Aici intervine, de fapt, minciuna aia despre care povesteam eu în titlu. Pentru că dacă toate bateriile ar avea fix 3200 de mAh când ar fi livrate către noi, probabil sănătatea lor ar scădea la 99% după, nu știu, 2, 3, 5 încărcări. Și atunci ne-am panicat cu toții, ne-am luat furcile și am merge la sediul Apple să-i certăm că ne-a scăzut sănătatea bateriei în câteva zile. Dar treaba nu e chiar așa, ca să nu se întâmple asta, Apple a decis să ofere o baterie puțin mai mare și să calibreze procentul în meniul telefonului folosind informațiile declarate, adică 3200 de mAh, nu pe cele reale, 3300 și ceva. Practic, telefonul meu va scădea sub 100% abia atunci când capacitatea lui actuală va scădea și ea sub 3200 de mAh. Pentru că Apple a pus acel 3200 ca standard cumva, adică după ăla se ia, nu după cât e bateria reală. Și dacă procentul de sănătate ar fi fost corect de la început, ar fi trebuit să-mi arate în prima zi când mi-am cumpărat telefonul ăsta 104% sănătate, nu 100%. Doar că bineînțeles că l-au programat în așa fel încât să n-arate mai mult de 100%, ci să stea mai mult timp la 100% din motivul ăsta. Totuși ziceam la un moment dat că la fiecare 25 de încărcări ar trebui ca din capacitatea bateriei să scadă 1%, nu? E bine, am făcut un calcul, că eram curios cum stau raportat la numărul ăsta. Și în cazul meu, la 141 de încărcări, când am făcut eu calculul, acum o încărcare, a scăzut 4% din capacitate. Deci cam odată la 35 de încărcări a scăzut 1%. Iar asta e un lucru îmbucurător din punctul meu de vedere, pentru că arată că bateria se ține mai bine decât a declarat Apple și decât declară la fiecare lansare de telefon. Acum te invit să testezi și tu scurtătura și să vezi cum stai cu bateria iPhone-ului tău. Dacă nu ți apare nimic în meniul de date analiză, am explicat mai devreme cum să activezi toate funcțiile alea și dacă te-a ajutat acest clip, îl poți susține apăsând pe butonul de thanks de mai jos. Iar dacă vrei să vezi un alt clip util, ți-l recomand pe cel de aici.